Nu mă fă lepădătură! Nu da, ce ești! Se confirmă rezultatele alegerii Parlamentului. Sub conducială, e un tânăr de 19 ani. Vă mai rog încă o dată să mă iertați pentru postarea aceea. Oricum, e ca hulubul care i-a dat drumul, gata, a zburat. Și chiar să știți că am o mică ușurare. Personal, pentru 250 euro. Rezultatul alegerilor a fost validat de Curtea Constituțională, iar Parlamentul este așteptat la lucru. Sergiu Sârbu sfidează realitatea și a revenit în politică după doar 2 zile de la demisie. Fără emoții. Influencerii luptă din greu pentru dreptate. Trebuie să ai un suflet murdar ca tu să faci așa lucruri mizerabile pe Instagram. Carburanții se ieftinesc. Sergiu Postică lasă politica din cauza unei fotografii cu Dodon. O să-mi cer iertare astăzi. Bătaie în direct la Jurnal TV. Nu mă faci nebătătură, înțeles? Putin ne inventează o nouă istorie, iar România ne-a donat un nou lot de Pfizer. Putin, bye bye. Despre acestea, dar și despre alte informații, discutăm în cele ce urmează. Știu că aveți puțin timp la dispoziție, așa că să nu-l pierdem degeaba. Dacă vă place ceea ce fac și vreți mai multe astfel de materiale, puteți să mă susțineți pe patreon.com/NicolaeChicu. Se confirmă rezultatele alegerii Parlamentului de legislatura 11-a din 11 iulie 2021. După 2 săptămâni de așteptare, Curtea Constituțională a validat rezultatul alegerilor parlamentare anticipate, precum și mandatele celor 101 deputați aleși. Astfel, de acum încolo, oficial puterea în stat este a PAS-ului. Președintele țării, Maia Sandu, a semnat decretul cu privire la convocarea ședinței de constituire a Parlamentului, care va avea loc luni, la ora 10. E valul mei și s-a pornit maica de la mănăstire și merge cu crucea și omoară corupția pe cu toți corții și toți absolut, da. Deputații, împreună cu viitorul guvern, nu au decât să se apuce de lucru, că s-au îngrămădit probleme cât duce trenul, vorba poetului. În caz contrar, toată zoaia va cădea în capul lor. Ca să-și demonstreze orgoliul și încăpățânarea, blocul sociocomuniștilor nici nu s-a prezentat măcar la ședința Curții Constituționale. Reprezentantul blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, deci nu s-au prezentat. Și nici nu au anunțat motivul lipsei, chiar dacă el e destul de clar. Nu avem ideologie destul de puternică. Următorul parlament va fi alcătuit din 3 partide. PAS cu 63 de mandate, Blocul Sociocomunist cu 32 de mandate și Partidul Șor cu 6 deputați. Dar eu vreau să-i promit și domnului Voronin și colegilor de partid cu care până astăzi vorbesc de aici, de la dumneavoastră din studio, că eu nu o să-l dezamăgesc. Violeta Ivanov și Sergiu Sârbu au fost lăsați pe din afară de această dată, pentru că au fost puși pe locul 8 și 9 în lista electorală. Asta e viața. De ce? Fostul democrat, comunist și șorist Sergiu Sârbu ne-a demonstrat tuturor că a fi politician e lucru mare, lasă știe fiecare. Bagă tu cap minimă în flărâsul. Duminică, pe 18 iulie, acesta a anunțat că s-a săturat de politică și se retrage pentru a le face loc altor oameni, întrucât nu a ajuns în Parlament. Să știți că eu nu am niciun regret și chiar să știți că am o mică ușurare, deoarece nu pot să fii în politică foarte mult timp. De ce? Chiar să știți că a venit timpul să vă dau într-o parte, vin oameni noi. Omuleanul spunea că vrea să ducă la capăt studiile de doctorat, iar ulterior își propune să ofere consultanță în domeniul juridic. Sârbu nu e rău băiat. El, pur și simplu, s-a rătăcit puțin. Da. Oamenii l-au crezut pe cuvânt și au respirat mai liber. Dar calm, vă rog, calm. Dar nu se lasă Sârbu de politică când vor oamenii. Despărțirea a durat doar 2 zile, iar marți, pe 20 iulie, acesta a fost numit vicepreședinte al Partidului Șor. Frumos, de ce nu? Sârbu a declarat că Ilan Șor l-a sunat pentru a-l convinge să nu părăsească politica și să-i ajute partidul în domeniul juridic. Deputații sunt doar în serviciul poporului. Noi nu suntem marfă, noi nu suntem proprietatea nimănui și nu suntem obligați să facem agenda cuiva. Așa sau altfel, Sârbu rămâne a fi pilonul juridic al lui Ilan Șor și va lupta în următoarea perioadă pentru ca partidul să nu fie obișnuit în Parlament și în afara lui. Хватит говорить о миллиарде. Его надо возвращать. Dar de ce nu a ajuns Sârbu să fie încă o dată deputat? Sănătate!
probabil pentru că nu a fost la fel de activ ca pe timpul lui Plahotniuc, atunci când a mers cu motoblocul, s-a plimbat cu calul sau a dat mâncare la zimbri de dragul voturilor. Și pe ploaie și pe în soare noi venim la oameni pe orice mijloc de transport. Am făcut cunoștință cu acest brav căluț. Să-i dăm puțin atenție, poate puțin mâncare. Este extraordinar. Chiar este un simbol adevărat al strămoșilor noștri. După ce acum câteva zile șoferii trebuiau să umble dintr-un capăt în altul al țării pentru un strop de benzină sau motorină, lucrurile par să revină la normal. Ce nu înțelegi? Una dintre cele mai mari rețele de benzinării din țară a redus prețul la carburanți cu până la 10%. Timp de câteva luni, prețul a crescut în continuu, iar acum scade. Ce se întâmplă oare? Mai mult decât atât, criza de carburanți dispare, iar motorina nu va mai fi de negăsit. Ieftinirea carburanților este în strânsă legătură cu scăderea cu 5-6% a prețului la petrol la nivel internațional, adică importul produselor petroliere se face la un preț mai mic, iar asta înseamnă că în următoarele zile ar trebui ca și celelalte stații PECO să afișeze prețuri mai mici. Deci unica soluție să nu aibă loc astfel de reforme, pseudo-reforme care vor lovi dur în agenții economici și în cetățeni, este ca în aceste lege să învingă stânga. Cum să se întâmple oare toate acestea dacă Igor ne-a spus că Maia Sandu a ridicat prețurile? Am trăit până acum în minciună și întuneric. Asta nu s-a întâmplat. De ce nu s-a întâmplat? Apropo, recenta criza carburanților se pare că a fost inventată, întrucât ANRE a specificat într-un comunicat că în perioada 1-22 iulie pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv portul internațional Giurgiulești, au fost introduse 11,6 mii tone de benzină și 32 de mii de motorine. Noi avem criminali care se implică politic și trebuie să avem oameni care le fac față și îi pun la respect. Combustibil era, doar că petroliștii au refuzat să-l vândă. De ce? Pentru că a fost campanie electorală sau poate pentru că au vrut să facă mișmașuri pe sub masă. Chiar așa ne-ai de proști? Nu vă iau de proști barosanilor, vă iau de barosani. Barosanilor. Surpriza politică din această săptămână vine de la Partidul Schimbării, condus de Ștefan Gligor. Și asta era ceea ce trebuia să facem. Vicepreședintele partidului, Sergiu Postică, a depus cerere de părăsire a formațiunii după ce a intrat într-un scandal pe internet. Postică, care este proprietarul unui restaurant cunoscut, a publicat o fotografie de la o nuntă în care apare alături de socialistul Igor Dodon. Acesta a șters fotografia la scurt timp după publicare, fiind presat de comentariile oamenilor. Vă mai rog încă o dată să mă iertați pentru postarea aceea, oricum, e ca hulubul care i-a dat drumul, gata, a zburat. Tot o streacă, o să mă înțelegeți în continuare și dacă o să mă urmăriți, o să vă mulțumesc. Postică a explicat situația, spunând că o nepoată de-a lui Igor Dodon a ales să-și facă nunta în restaurantul său și au făcut fotografia pentru a demonstra cumva că businessul lui este unul apolitic. Dar să te iei de unul care l-a învins, gata, lăsați, a lăsăm într-o parte. Știți cum a avut loc toată întâlnirea noastră? Era după prima masă, ei stăteau afară, eu știam că ei sunt, fiindcă e nepoata lor, nepoata lui Igor Dodon. Aici vreau să menționez un gest. Ea ca domnișoară, ca nepoată, atunci eu cât am bătut în moșul ei. Ce a simțit ea și ce dorință a avut ea când a venit și a spus că nu mă interesează părerea nicicui. Eu nuntă, e nunta mea, e odată în viață, eu la grandele zile mi-o fac. Deci pentru ea e un gest care e aplaudabil pentru mine. Dacă ea a venit la noi, mai departe, mi-a spus că moșul a spus că nu vine la tine, că tu l-ai criticat. Iarăși când mai aproape am văzut că este pe listă. Pentru mine iarăși e un gest care e simbolic. Atâta bătând în Igor Dodon și el vine la grandele zile la nuntă, pentru mine iarăși e aplaudabil. Eu am știut deodată că eu o să mă apropie și o simt în mână. Altfel nu se putea. El inițial s-a salutat, mi-a aruncat niște replici tăioase și s-a mutat de lângă mine, demonstrativ. Știți, nu m-a agreat. Apoi s-a apropiat soția lui Galina, iarăși mi-a aruncat, ce ai cu Igor, de ce l-ai criticat, de ce ai bătut atâta? Eu încercam să domolez, cumva, zic, înseamnă că mă urmăriți, înseamnă așa, nu, o prietenă mi-a arătat acolo. Eu le înțeleg starea lor. Și eu sunt un om care pot intra în starea lui, cât am criticat eu. Gestul că
Da, am fost la bar, l-am servit din partea casei, am băut 50 de grame de whisky. Faptul că mulți cred că el fiind șahmatist, mi-a pus șah și nu știu ce mi-a făcut acolo. Oameni buni, viața nu e o partidă de șah, viața are multe, multe partide. Postică s-a remarcat anterior prin critici dure aduse lui Dodon și guvernului Chicu, iar publicarea unei astfel de fotografii cu cel pe care l-ai criticat extrem de mult nu poate decât să trezească respingere din partea oamenilor. Băi, tu ne bagi în faliment, bă. Înțelegi? Da. Îmi pare rău. Îți iei toate lucrurile și te duci acasă. Tot de la Partidul Schimbării a venit și încăierarea momentului într-un platou de televiziune de la noi. Clar lucru că el a făcut asta special. Alt vicepreședinte al acestui partid, Sergiu Tofilat, care a fost și consilier prezidențial, a sărit la bătaie în direct la fostul viceministru de interne, Ghenadie Cosovan. Atâta timp cât în platouri de televiziune, la emisiuni, se va încerca. Îți dau una în bota, nu știu. Poftim, domnule Patra, frate. Foarte bine că... Nu mă faci lebătătură, înțeles? Domnule Plecosovan. Nu mă fă lebătătură. Udacule, ce ești? Vă rog frumos. Cert este că spiritul animalic de moment al lui Tofilat trebuie să fie condamnat, indiferent dacă acesta a fost provocat de Cosovan sau nu. Să fie vaccinat. Politica nu se face cu pumnul, dar cu vorba și mintea. Calm, foarte calm. După emisiune, cei doi și-au dat mâna și s-au împăcat, iar Tofilat și-a cerut scuze, spunând că condamnă violența de orice fel. Ce, mi-a rămas ceva între dinți? O altă situație despre care s-a discutat intens în această săptămână vizează persoanele cu un număr mare de abonați pe Instagram. Mai multe conturi cu sute de mii de abonați au dispărut subit, fiind blocate la comanda cuiva. Printre acestea sunt conturile lui Dan Ioniță, Ela Chistol sau al lui Ion Frunze, scris Ivan White. Toți aceștia susțin că o altă persoană influentă pe această rețea ar fi în spatele schemei de blocare a conturilor, iar motivul principal ar fi eliminarea concurenților, întrucât lupta se dă și aici pe bani, ori publicitatea pe Instagram a devenit o sursă sigură de venit și nu una mică. Este un cont de Instagram care el sper să nu fie șters, dar poate fi șters deja, care el e anonim. Și sub contul cealaltă e un tânăr de 19 ani. El are cunoștințele astea și le arăta la blogger că eu pot să-ți șterg ție story și asta. Și șantaja și bloggerii dădeau bani. El se dădea ca fiind un tânăr din America, moldovan stabilit în America, adică el a reușit să-i pui spaima în test. Ei o învinuiesc pe Daniela Cheltuitor și spun că aceasta, în colaborare cu o altă persoană care se ascunde sub o identitate falsă, se ocupă de blocarea conturilor, ștergerea postărilor cu anumite concursuri sau a poveștilor, numite story. Deci contul a fost șters de o persoană care se ascunde sub numele Ștergem Concursul și el a postat pe story video și fotoconfirmare că a făcut acest lucru. Expect us. Deci, noi ne-am unit și am făcut rost de o conversație unde el, Ștergem Concursul, discută cu domnișoara care încurcă curcubeul cu cocostercul, Daniela Cheltuitor, și eu vreau să vedeți aceste imagini și secvențe video. Analizând foarte atent această discuție, eu am înțeles că ei se cunosc foarte bine, se întâlnesc foarte des, Daniela îi dă indicații pe cine trebuie să șteargă, îi transmite link-uri, screen-uri, îi spune cât și de la cine să ceară. De ce anume eu? Dar de ce nu? Chiar și Emilian, care a ajutat-o să crească pe Instagram, este și el în lista asta. Șterge postarea, mai repede. Daniela Cheltuitor îi spune să șteargă concursul lui Dumitra și Emilian. Acest video nu va întoarce contul meu de Instagram, dar măcar voi nu veți participa la concursuri false. Minimum concurs a fost organizat de Daniela Cheltuitor cu ajutorul Ștergem Concursuri în felul următor. Ștergem Concursuri îi trimite screen Danielei, îi spune că nu poate scoate banii de pe PayPal și sus se vede că al patrulea transfer a fost făcut pentru boți, pentru a încărca paginile cu boți. Oare Daniela unde ai dispărut? Daniela lucrează. Aici un caz și mai interesant. Daniela îi dă pagina de rezervă de la concurs. Ștergem concursuri, îl dă pe Andrei Torgovțev, băiatul care a câștigat la ea în concurs. El se abonează la toate paginile sponsorilor și după asta îi spune să descarce Tamper Monkey. Ce e asta? A explicat Elena Dumitraș într-un video și eu anexez. Care avem nevoie, eu, spre exemplu, am scris 9890. Punem din clicul 2 și punem control S ca să salvăm și intrăm pe random.org. Deci facem refresh și punem numărul de participanți, spre exemplu 15.000. Și punem 1, 2. Apare 9.890. Dacă mai facem o dată refresh și punem, lăsăm așa minim și maximum și facem 1, 2, la fel iese numărul ăsta. Am în istoria și ceva nu a fost.
Și dacă tot nu mai am ce pierde aici în online, eu am hotărât să vă spun adevărul. Ăștia doi într-o secundă mi-au șters tot în ce am investit eu, timp, suflet și bani. Și las-te rog jele asta de pe Instagram, că ui, că am fost atacat pe nedreptate, că nu și acolo. Te rog frumos, ieși termină, că dacă eu să mai implic mai serios și asta aduc dovezi concrete, crede-mă că dăm aici nasa și spune tu. Chiar îmi pare foarte rău, lume. Treziți-vă la viață și uitați-vă și ne urmăriți. Dacă credeți persoana asta, păi eu trebuie să ai un suflet murdar ca tu să faci așa lucruri mizerabile pe Instagram. Sau cu atât când ai apărut tu pe Instagram, eu și alți blogeri ți-au dat o mână de ajutor, ți-au promovat concursurile, magazinul tău, te-au ajutat ca tu să te dezvolți. Sau cu atât ai făcut bani tot datorită când noi ți-am dat o mână de ajutor. Adică situația nu e chiar așa simplă nici în lumea Instagramului. Cheltuitor se declară nevinovată și respinge toate acuzațiile, spunând că Dan Ioniță ar fi de vină. Dar ideea în aceea că eu văd că el a postat și tace, dar restul hamăie. Și eu presupun că toată chestia asta este făcută tot de Ioniță. Adică, mă rog, oamenii s-a văzut un video, s-a reacționat foarte spontan, nici măcar nu au încercat să afle, să vadă ce și cum. Instagramerii au anunțat Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate, dar organele de drept au refuzat urmărirea penală, întrucât nu există elementele unei infracțiuni. Aceștia spun că vor merge în continuare la Procuratura Generală, întrucât au suficiente probe. Meșterii la șters conturi de Instagram întâi îți pun anumite taxe de sute de euro pentru a nu te atinge. Așa a fost și în cazul altei victime de pe Instagram, Daniela Costețchi. La început eu am refuzat să achit, vă dați seama. 1000 de euro să-i dai cine știe cui și nici măcar n-ai nicio garanță că cine sigur te lasă în pace. 1000 de euro. Dar, într-un final, eu am înțeles că eu pot rămâne și fără pagină și să am neplăceri după asta din cauza la concursul ăsta neterminat. Și am achitat. Dar am achitat 600 de euro. Mi-a făcut reducere, cum ți-ar spune. Oricare ar fi vinovatul, trebuie să plătească în fața legii, întrucât acest tip de infracțiune nu se deosebește cu nimic față de alte tipuri de escrocherii. În timp ce la noi se dă o luptă mare pe Instagram, Putin înregistrează progrese privind izolarea Federației Ruse de restul lumii. Kremlinul a testat deja deconectarea de la internetul global în lunile iunie și iulie, iar acest succes îi va da încredere și mai mare lui Putin de a-și construi propriul internet, propriile reguli și propria modalitate de a urmări, analiza și a asupri oamenii, în special pe cei care sunt împotriva lui. Altfel spus, investigații răsunătoare despre schemele putiniste ar putea să nu mai existe deloc în viitorul apropiat, cel puțin în Federația Rusă. Pe lângă toate acestea, dictatorul rus s-a apucat să ne inventeze istoria, după bunul lui plac. Pe 12 iulie, Kremlinul a publicat pe site-ul oficial al președinției un articol de opinie al președintelui Vladimir Putin, în care spune că România a ocupat Basarabia și Bucovina de Nord în 1918, la finalul primului război mondial. Și fără nioarlăială! Adică pe lângă faptul că am fost rupți de la țara mamă, deportați, umiliți și înjosiți, domnul P. ne mai și spune că România ne-a ocupat. În traducere ar fi, mama și-a ocupat copilul. Когда тигры дерутся в долине, умные обезьяны сидят и смотрят, чем это закончится. Nici pe ucraineni nu îi lasă în pace, amenințându-i că dacă vor încerca să se îndrepte spre Uniunea Europeană și NATO, atunci își vor pierde statalitatea. Avem o situație deosebită. Iar ca să-i jignească până la urmă, postul de televiziune rus Первый канал, echivalentul la primul în Moldova la noi, nu a arătat defilarea sportivilor ucraineni la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo. În momentul când au intrat sportivii ucraineni pe stadion, acest post de televiziune a întrerupt difuzarea plasând frumos o publicitate, propagandă la nivel superior. Se numește, adică Ucraina nu trebuie să existe pentru telespectatorii de la Первый канал. Там не накакать, кто ваш папа. Владимир Путин сегодня. Владимир Путин, как и прежде. Владимир Путин. Владимир Путин. Și ca să încheiem acest video cu o veste bună, aflați că România, cea care ne-a ocupat în viziunea lui Putin, ne-a mai donat încă 100.000 de doze de vaccin Pfizer, ajungând astfel la peste jumătate de milion de doze pe care ni le-a dat gratis. Suntem și ne dorim să rămânem cel mai important și cel mai sincer prieten al Republicii Moldova. Facem acest lucru în baza relației noastre speciale, fundamentate pe comunitatea de limbă,
de istorie și cultură, dar și pe baza parteneriatului strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Vizita mea de astăzi vine în continuarea proiectelor de sprijin anunțate de către președintele României, domnul Klaus Iohannis, în luna decembrie a anului trecut, ocazie cu care a fost reafirmată și susținerea pentru agenda reformatoare a președintelui Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Doritorii de a se vaccina o pot face, pentru că sunt doze suficiente. Ar trebui să luăm în calcul și faptul că vineri, Ministerul Sănătății a recepționat rezultatele probelor trimise în Germania, care au confirmat faptul că în Republica Moldova există deja cea mai contagioasă tulpina virusului, numită Delta, care face ravagii în mai multe țări din lume, inclusiv Rusia. Deci, varianta Delta e mai agresivă, coeficientul e 1,8, adică ce înseamnă asta? Asta înseamnă că de 1,8 ori mai mult bolnavi gravi, care nimeresc în terapie intensivă. Deci, eu vă dau, domnule Cancian, datele literaturii din mai multe țări, din Anglia, din Rusia și din alte țări. Apucați-vă de lucru, problemele s-au copt, bandițeilor dați-le acru, că de dulce nu mai pot. Dubi, dubi, duba! Vreau să plec în Cuba! Dubi, dubi, duba! Vreau să plec în Cuba! Dubi, dubi, duba! Vreau să plec în Cuba! Eu am fost Nicolae Chicu și cam atât am avut de a vă spune astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a crește împreună. Dacă vă place ceea ce fac și vreți mai multe astfel de materiale, puteți să mă susțineți pe patreon.com/Nicolae Chicu. Dați un like la acest video și desigur urmăriți-mă pe Instagram. Aștept părerile voastre în comentarii. Pe curând!